Împreună cu asistenții maternali, copiii instituționalizați au transformat Curtea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt într-un loc magic în care să poposească iepurașul cel isteț. Avem specific Paștelui un iepuraș făcut din sfoară, puișori făcuți tot așa, din confecționați împreună cu copiii, tot din sfoară, din ață. Avem un iepuraș făcut tot din ipsos. Cu ouă vopsite, cu lipituri, cu coșulețe, acestea sunt ale noastre de la căsuță, prăjituri. Am participat cu prăjituri la activitate, cu prăjituri, cu ouă vopsite, cu coșulețe, cu desene. Cei care au gustat prăjiturile, cum au crezut? Foarte bune. În așteptarea iepurașului, copiii au cântat, au dansat și au căutat ouăle ascunse. Atunci când au avut ocazia, i-au transmis lui Urechilă cele mai arzătoare dorințe ale lor, în speranța că le vor fi îndeplinite. Ai găsit ouă? Da, unul. Câte ouă ai găsit? Două ouă. Și? Și încă unul mai am dat la un frate. Ai mai dat unui frate ca să găsească? Da. Dar tu câte ouă ai găsit? Trei ouă. Înseamnă că e și un premiu, nu? Da, ce ți-ai așa dorit? Cred. Mi-aș dori să... multă fericire aș vrea. Nu-mi doresc nimic, un cadou special, multă fericire îmi doresc. Tu ce vrei să-ți aducă iepurașul? Păi, o jucărie frumoasă. Ce jucărie am? O mașină cu telecomandă. O sărbătoare dedicată primăverii și sărbătorilor pascale. Sunt produse tradiționale confecționate de ei alături de educatori, ornamente și cozonac și prăjituri specifice sărbătorilor de Paște. Eforturile depuse de copii pentru a transforma această zi într-una specială au fost răsplătite cu diplome și premii constând în dulciuri.